Am revenit, vom urmări în continuare, așa cum spuneam, finala la proba individuală la Măciuci. Cele mai bune 8 gimnaste prezente aici la Cluj, la acest obiect, se vor întrece pentru un loc pe podium. De altfel, cel mai mare punctaj din calificări a fost la Măciuci, obținut de Linoi, de Ashram Linoi, sportiva din Israel, care a luat deja 2 medalii de aur. Cel mai mic punctaj în calificări a fost obținut la Panglica, Noua Zeelandă. Și 1.700 pentru Denisa Mailat în calificări. 23.600, cel mai mare punctaj din calificări la Măciuc al lui Linoi Ashram. Da, diferența o face și execuția, dar și compoziția. Linoi are compoziții din 15, gimnasta noastră din 13. Este greu să faci într-un minut 30, cât durează un exercițiu de gimnastică ritmică de individual, e foarte greu să pui foarte multe elemente de dificultate, nu foarte multe gimnaste sunt capabile și atunci cam aceasta este diferența. Unele nu reușesc nici 13, au compoziții mai slabe din punct de vedere al dificultății. Lista de start, gimnasta din Georgia va fi prima, va începe, urmat apoi de gimnasta din Israel, de Ashram Linoi, Ekaterina Selezneva după, și a patra este Denisa Mailat. Lada Nicolcencu a șaptea, sportiva din Ucraina, Cristina Ocarnicea, iar Zelikman Nicol va evolua ultima la proba de Măciuci în finala pe acest aparat, la acest obiect. O costumație inedită pentru gimnastica ritmică. Salome Pajava ne prezintă un costum cu o cămașă. Evident, ea ilustrându-l pe Freddie Mercury. Executat, cuprindere în afara câmpului vizual, o ratare. A doua ratare, din păcate, îi va cădea și dificultatea. Complet de concentrată, Salome.
și final, da. Păcat, o compoziție extraordinară, o prezență frumoasă, dar cu multe ratări. Probabil că oboseala își spune cuvântul. Ea a fost prezentă în finale. Și de la un obiect la altul se acumulează oboseala. Tensiunea crește pentru noi. Urmează Linoi, Selezneva și apoi Denisa Mailat. Este un rezultat foarte bun pentru gimnasta noastră. Sunt, de fapt, primele ei prezențe în finală, într-o competiție de mare anvergură. Sperăm că este încurajator și o va mobiliza și mai mult pentru pregătirea pentru mondiale. Evident supărată Salome. Compoziție foarte dificilă, cum spuneam, pornește din 15, cu un final spectaculos, sper să iasă. Ieri a uimit publicul din sala BT Arena. Se piruete în panșe, extraordinar. Și începe dansul pentru Linoi. Manejul de cele patru sărituri de pe anturnant cu extensie. Risc alternativ. Foarte sigură pe prinderi. Abordează cele mai dificile adeuri. De risc, reușit. Al doilea risc reușit. Prindere salvată în afara câmpului vizual. Seria de pași de dans. Și finalul. Extraordinar. Excelent. Excelent. Trăiește foarte mult în exercițiile sale. Mondiale 17.200 pentru Salome, pentru gimnasta din Giurgia. Anul trecut era Sofia, tratatul mondial de la individual și la cer din noi bronz la Pampa. Cred că vom asista la un alt 23, un alt scor, o altă medalie de aur cu certitudine pentru clar, ea. Clar, ea a ieșit și astăzi, plus acea piruetă de 6 turații în panșe, care îi aduce un plus de valoare la dificultatea corporală. She might be
22.50. Pentru Linoi. Da, nu știu unde a pierdut, probabil că nu și-a realizat toată compoziția. Pentru Selesneva. Păcat, era șansa ei să obțină o medalie de aur în fața lui Linoi, care a obținut un punctaj de 22 de puncte. Păcat. Emoții mari pentru noi. Urmează Denisa Mailat. Să sperăm că va reuși o execuție la fel de bună ca ieri în calificări. O atmosferă emoționantă, publicul o încurajează pe Denisa. Publicul a luat foc. Tare, Deni. Foarte bune sărituri. Yeah.
Excelentă execuția Denisei Mailat. Bravo! Sperăm într-o notă foarte bună. Are șanse, are culoar pentru o notă foarte bună. Caterina Selezneva a luat 20 de puncte. Reamintesc că Denisa Maila s-a calificat cu 21.700. Va urma Daria Trubinkova din Rusia. Din noi pe prima poziție. Nici Linoi nu are un punctaj foarte mare, așa cum ne-a obișnuit. 22-0-50. Cu toate acestea, așa cum spunea, este Lesneva, n-a profitat de, exact, de faptul că... Să vedem nota Denisei. Pe poziția a doua cu 21.600 Denisa Mailat. A intrat o gimnasta din Rusia. Da, așa cum mi se spune. Foarte frumoasă pirueta aceasta în cambre. Bună amplitudine. Risc bine reușit. Lansare de risc alternativă. Foarte calmă când execută aceste prinderi. Excelentă piruetă. Foarte frumoasă execuție. Calmă gimnasta din Rusia. Șansa ei pentru o clasare pe podium. Demi Poant, foarte frumos. Va urma ucrainianca Vlada Nikolchenko.
notarul Soicei interzis să apară. Emoții pentru noi. Urmează trei gimnaste de mare valoare. Toate trei cu punctaje bune. Acum, nota Dariei Mitova este sub Denisa Mailar cu 27.50. No, cresc emoțiile. Acum Vlada Nicolcenko din Ucraina. Deturați în panșe. Din start pleacă cu un punctaj foarte mare din două linii de covor. Foarte frumoasă interpretare a lui Carmen de Bizet. 4 turați în buclă, i-au ieșit piruetele. Lansare de risc, bine executată. Prindere de risc reușită. Bună piruietă în buclă. Frumoasă interpretare. Excelentă execuție. Excelent. Bună interpretare. Elemente de valoare mare. Piruete cu multe turații, amplitudine bună la sărituri. Practic și-a realizat dificultățile corporale din 4 sărituri, 3 piruete și 2 echilibre. Cristina Poflanșina, următoarea concurentă la în finala de la Măciuci. Două ucrainiențe una după alta. Imagine that Denisa would win a medal here in Cluj, in Ukraine, winning the first medal in a World Cup for Romania since 1991, when Nina Deliano won bronze in the group final of the Russians. We receive, ladies and gentlemen, an inquiry for Daria Rubnikova from Russia. Este
pentru a doua oară când Rusia depune contestație. Nu era un obicei al lor, de obicei erau foarte mulțumite de punctajele pe care le primeau. Am vorbit și cu alte specialiste din alte țări și spuneau că prima contestație depusă vreodată de Rusia a fost la Cupa Mondială de la Minsk pentru una dintre surorile Averina. Iar acum, uitați-vă, a doua contestație depusă pentru Rusia, pentru Trubnikova. Irina Derughina filmează juriul de arbitre. Era normal după o asemenea execuție. Era normal. Nu se coboară pe 3. O vedem și pe cealaltă gimnastă din Ucraina. Micuța gimnastă, foarte dinamică, sigură ca un roboțel. Foarte rar am văzut-o greșind. Și ea cu aceleași sărituri ample. Risc, bine executat. Oh, o greșeală că nu te așteptai. O a doua greșeală. I-a căzut și dificultatea acolo. Final fără muzică, din păcate. Gimnasta din Israel, Zeligma Nicol, va fi ultima. Și ultima care poate să o scoată de pe podium pe Denisa Mailat este Zeligman, care ieri în calificare a avut nota 21.550. She or the coach do another thing is going to be
10-100 pentru Ucrainianca, pentru Cristina. Și ultima concurentă, Nicole Zelikman, este cea care mai poate schimba podiumul din acest moment. Emoții mari pentru noi, gimnasta româncă este încă pe poziția a treia. Chiar și opoziția a patra pentru gimnasta noastră este un rezultat extraordinar într-o cupă mondială. Este un rezultat muncit. Denisa a fost foarte cuminte în pregătire în ultimul an. Ascultă cu sfințenie de ce spune doamna Maria Gârba, antrenor emerit, antrenoarea tuturor campioanelor din România. Antrenoarea Doinei Stăiculescu, antrenoarea Florentinei Butaru, a Irinei Deleanu, Alexandrei Piscupescu, a Anei Luiza Filiorianu și acum a Denisei Mailat. Așteptăm pentru că se decide contestația Dariei Trubnikova. Este emoționant cum micile gimnaste din România iau autografe de la idolii lor. Sunt foarte drăguțe. Și-au dorit mult acest moment. Am primit foarte multe mesaje pe pagina de Facebook a Federației, cum că își doresc mult autografe de la marile gimnaste ale lumii. Foarte mult o țin pe Nicole Zelikman acolo la start. Este un moment dificil pentru ea, pentru că în aceste momente te deconcentrezi. Dar, să spun așa, cunoscând-o, nu prea îmi fac probleme. Este gimnasta cu nervii de oțel. Și pentru ea și pentru noi. Da. Asta prelungește așteptarea. Să vedem dacă o va scoate de pe podium pe Denisa. Ieri n-a greșit. Nicole și-a obținut 21.550. Acum vom vedea. Poate și îmbunătățește exercițiul cu o turație în plus. Este foarte important. Orice zecime e importantă. Acolo unde e locul la Denisa Soriani, la etapa de promediată și e din acest an.
Pe această pauză profit de ocazie să mulțumesc din nou sponsorilor noștri, Ministerului Tineretului și Sportului, Primăriei Cluj-Napoca, domnului primar Emil Boc, sponsorilor noștri Sport Vision, Banca Transilvania, Simona Halep Foundation, SECE Erbașu S.A., Dorna Dvilena, Jolidon, Telecom Sport, care ne asigură transmisiunea în direct, Trends by Adina Buzatu, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Corni, BDV Production, iabilet.ro, Cellini, Muzet. Le mulțumim tuturor și sperăm să fie alături de noi și la ediția următoare, în anul 2020. Această competiție se va desfășura la Cluj în perioada 26-28 iunie, exact cu 3 săptămâni înainte de plecarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Mai devreme l-am avut în imagine pe antrenorul rusoaicelor, care aștepta decizia arbitrelor pentru contestație. Doamna Daniela Delecheaie, supervisorul acestei competiții, în continuare calculează. Trebuie să facă un raport pentru fiecare inquiry depus, să explice de ce nota a fost crescută sau scăzută. Următoarea finală va fi cea de panglică, finala la panglică. În imagine, Doina Stăiculescu, vicecampioana noastră olimpică de la Los Angeles din 1984. Cu emoții și ea, în așteptarea notei gimnastei din Israel, să vadă dacă Denisa rămâne pe poziția a treia sau nu? Și din nou start concursului. 21:50. Tot nu a fost de ajuns pentru a obține o medalie, chiar dacă a fost acceptată contestația Dariei Trubnikova. Rămâne pe poziția a patra. O compoziție dinamică, plină de energie, a gimnastei din Israel. Lansări foarte înalte. Lansare de risc, bine prinsă. Foarte multe adeuri și riscuri montate unul după altul. Combinație de elemente. Ratare pentru Nicole Zeligman. Incredibil, a pierdut și elementul de dificultate al doilea.
Da, păcat de acea ratare, dar poate este o șansă pentru România să obțină o medalie de bronz în cadrul acestor campionate de tip World Challenge Cup. Emoții mari acum în așteptarea notei lui Zelikman. Repet, ieri, fără greșeală, a avut 21.550. Acum a ratat un element de dificultate de valoare de 0.50. Apoi prinderea în sine la execuție atrage o penalizare de 0.50. Emoții pentru toată lumea. Tot staful federației este în așteptarea acestei. Și pentru telespectatori, da. Și pentru antrenori, și pentru familie, și pentru micuțele gimnaste care cu siguranță o așteaptă pe Denisa la poze. Da, deci în acest moment avem medalie de bronz. Wow! Istoria scris Denisa Mailat astăzi aici în BT Arena. Eforturile noastre și ale tuturor au, să zic, au meritat. Este o medalie muncită, o medalie meritată. A avut o prezență excelentă aici în concurs, Denisa. Și începe ultima finală la proba de individual. Finala la panglică cu Daria Trubnikova din Rusia. Prezență foarte colorată, Daria. Frumoase segmente. Prinderi sigure pentru gimnasta din Rusia. Execuție reușită pentru Daria Trubnikova. Un efort extraordinar arătat prin acest gest de final. Va urma cealaltă gimnastă din Rusia, Ecaterina Selezneva. Only 60 years old, she was born in town called Tambov.
Of course. Următoarea gimnastă, Ecaterina Selezneva. Precipitată un pic, gimnasta rusoaică, dar elegantă. Păcate, s-a înfășurat în panglică. Panglica nu are voie să atingă covorul sau gimnasta. Din păcate, Selezneva lasă desenul destul de moale. Păcat de acele ratări. Urmează Linoi.
o șansă pentru o nouă medalie de aur pentru Linoi. Și vă aminti cu siguranță de această primă ediție, competiție internațională de gimnastică în România. În România, cu cea mai mare plăcere. Așa este. Rusoaicele se felicită între ele. Partenere și la bine, dar și la greu. Spune despre gimnastele din Israel, că oricum lor le place aici. Da, foarte mult. Chiar le-am întrebat dimineața cum se simt la noi după două zile și au spus că excelent, este și normal, au obținut atâtea medalii aici. Și medalii de aur. Rusoaicele așteaptă în continuare punctajele. Nostru 10.600 pentru Selezneva. Și acum să o vedem pe Ashram Linoi. Ce parcă mai sigură pe ea. Ade după ade. Adună puncte unul după altul. O mică atingere a panglicii de corp. Bun pentru Linoi Ashram, concurs extraordinar făcut de gimnasta israeliană.
Un succes extraordinar înregistrat aici la Cluj, medalie după medalie. Pentru Dorin. Urmează Denisa Mailat în finala de la Panglică. Din nou emoții pentru România. A fost stăpână pe, pe ea întâși la, la Măciuci, acum cu un bronz la gât, cu atât mai mult. Este emoționant. Înainte de finala de la Măciuci, publicul scanda România, România. Acum deja scandează Denisa, Denisa. Deja au identificat-o ca un model, ca un idol către care tind. Pentru Linoi urcă pe prima poziție. Emoționată. Să sperăm că își va aduna puterile și va arăta compoziția frumoasă pe care o are la Panglică. Piruetă reușită. Atentă. Risc reușit. Seria de pași de dans. Trei turați în panșe. Risc reușit. A de reușit. Prindere în afara câmpului vizual. Excelent! Bravo! A salvat ultimul risc la mustață. Excelent! Bravo, Deni, ai muncit bine! Toate eforturile tale nu au fost în zadar, ale tale, precum și ale antrenoarei Maria Gârbă, neobosită în a le corecta, în a veni în fiecare zi la antrenament cu aceeași energie și același entuziasm, mereu dornică să fie și mai bune gimnastele din România, și mai întinse, și mai curate, și mai performante. Nicol Zeligman din Israel va fi următoarea gimnastă care va intra pe covor. Of Denisa and the international rank, her third.
19.450 pentru Denisa. O notă foarte bună pentru panglică, e o notă bună. Este un record al ei personal. Și intră în concurs Nicole Zeliman, Israel. Da, cum o vedem pe Nicole Zeliman. Început în forță al gimnastei din Israel. O ezitare la acela de, dar s-a descurcat bine. Prinderi foarte sigure, fără devieri. Compoziție. Excelent! Foarte bună execuție! Riscuri grele! Laura Zeng din Statele Unite, următoarea concurentă. Pentru a accesa podiumurile mondiale și europene, trebuie să prezinți compoziții foarte dificile din punct de vedere al dificultății corporale, cât și cu aparatul, cu obiectul. De aceea vedem diferențele acestea de note chiar la execuții curate, fără ratare, cum ar fi Linoi, care a obținut 22 de puncte, față de Trubnikova, care a obținut 16.500, având în același timp o execuție curată și Trubnikova, fără ratare. Dar probabil că, din punct de vedere al dificultății, nu a stat prea bine. Și acum, din asta, din Statele Unite, Laura Zeng. 20 nota pentru Zeliman, Nicole. O poziționează a doua. Nu pot să mă... Costum foarte frumos al Laurei Zeng.
păcate s-a încurcat în panglică. Piruetă lipsită de amplitudine, o lansare deviată, dar salvată. Și final și pentru gimnasta americană, Laura Zeng. Urmează Alexandra Turculescu. Vom avea emoții și pentru ea, deși concurează pentru Italia, născută aici, la Iași. Clar avem emoții, ne declara atunci când a ajuns la Cluj că și-ar dori să câștige o medalie aici în România. Ar însemna foarte mult pentru ea. Ne dorim foarte mult să reușească o execuție bună la panglică. Are compoziții foarte bune. Concurează în fața tuturor de acasă, a bunicilor, a prietenilor. Multe greșeli pentru Laura Zeng, se reflectă și în punctaj. Multe speranțe pentru Giurgiuculese din Italia, dar cu sânge românesc care îi curge prin vene. Frumoasă fată. Ușurință în legăturile dintre elemente, extraordinară. Amplitudine foarte bună în executarea elementelor de dificultate. Sărituri foarte ample. Dansează frumos. Risc reușit. Piruetă foarte amplă. Haide. Prindere reușită din nou. Pirueta în cambre, bine reușită. Hai. O lansare la mare înălțime, cu prindere în afara câmpului vizual. Elementul la Giurgiuculese. Ah, haide! Bravo! Păcat pentru această mică neatenție de la final, a pierdut un 0-2 acolo din AD și un 0-5 la execuție. Să sperăm că a adunat destul de multe puncte înainte, având o compoziție foarte grea.
în așa fel încât să rămână pe poziția a treia. Alexandra și-a început cariera în urma unor dureri de spate. Din cauza unei posturi deficitare a consultat un medic care și i s-a recomandat gimnastica pentru o postură corectă. S-a îndrăgostit din primul moment în care a pășit în sală și și-a îmbunătățit postura. Mare păcat de acea neatenție. Cu siguranță că dacă nu ar fi avut acea scăpare mică, am fi fost mai siguri acum de un punctaj bun, pentru că are o compoziție bună. Spela, antrenoarea ei din Italia, o femeie extraordinară care pune suflet foarte mult în pregătirea Alexandrei. A ținut-o acasă, a hrănit-o, a dus-o la școală. Ultima gimnastă din finală, Salome Pajava, se închină, își face ultima rugăciune. Pajava, Georgia, intră acum pe covor. Cu un costum care inspiră portul național georgian. De altfel și fondul muzical este un dans popular. Pentru Pajava. Seria finalistelor la Panglica și totodată aici se încheie și seria finalelor la individual. Lansări foarte curajoase ale gimnastei din Georgia. Încearcă să salveze tot ce poate din lansările deviate. Și final, din păcate acolo a scăpat vățul, dar e bine că a fost în contact cu obiectul. Evoluția Salomei Pajava se încheie din la Panglica, se încheie concursul individual. Vedem nota Alexandrei Agurgulese, că pe poziția a doua, 26.600. Deci clar medalie pentru Alexandra, mă bucur extraordinar de tare. Și-a dorit foarte mult această medalie obținută aici în România. Bravo Alexandra, bravo Spela.
gimnastele care sunt calificate în final la ansamblu de trei cercuri și două perechi de măciuci. Și așteptăm până atunci toate notele. Mai e Linoi, care trebuie să-și primească nota. Salome, îmi cer scuze. Ea era cea care așteaptă după note. Gimnasta din Georgia, 18.800 și poziția 6. Așteptăm noi o nouă medalie de aur. O Alexandra Giurgiulese, românca noastră, este pe locul 2, deși a reprezentat Italia în acest concurs, iar pe 3 este gimnasta din Israel, Nicole Zeligman. Vom opri pentru o scurtă pauză, vom reveni în câteva momente cu finala la ansamblul la